Acatistul Maicii Domnului, împăcarea celor învrăjbiți. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindenești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătător de viață, vino și te sărășluiești într noi, ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea, mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează, vindecă neputințele noastre. Pentru Sfântul numele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izovește cel viclean. Alesei Fecioara Maria, cele mai presus de toate fiicele pământului, Maicii Fiului lui Dumnezeu pe care l-a dat pentru mântuirea lumii, cu umilință îi strigăm, caută la viața noastră cea mult necăjită, amintește-ți durerile și suferințele pe care le-ai îndurat, ca una ce ești de ofire cu noi după milostivirea Ta, ca să strigăm ție, bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Îngerul care binevestise păstorilor din Betleem, nașterea Mântuitorului Lumii, împreună cu mulțime de oaste cerească, a lăudat pe Dumnezeu zicând, slavă, întru ceresurii Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Iar tu, Maica lui Dumnezeu, neavând unde să îți pleci capul, căci nu mai era acolo loc de găzduire, ai născut pe Fiul Tău, cel unul născut, în peșteră și înfășându-L l-ai culcat în iezle. Cunoscând astfel amărăciunea inimii tale, îți cântăm acestea, bucură-te, ceea ce pe Fiul Tău mult numit, cu suflarea ți l-ai încălzit. Bucură-te că pe pruncul cel dinainte de veci l-ai înfășat. Bucură-te căci pe ținătorul lumii la pieptuți l-ai alăptat, bucură-te că peșterea în cer o ai prefăcut, bucură-te ceea ce altar de heruvim te-ai făcut, bucură-te că într-o naștere și după naștere fecioară ai rămas, bucură-te Maică a lui Dumnezeul mult pătimitoare care preface în bucurie întristarea noastră. Văzându-l pe pruncul cel dinainte de veci înfășat și în iezle culcat, păstorii din Betleem, cei uniți, să îi se închine au vestit cuvântul grăit lor de îngeri despre acest copil, iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Trecând apoi o săptămână, l-au tăiat împrejur după legea lui Israel, ca pe un prunc de parte bărbătească de 8 zile. Luând smerenia și răbdarea ta de Dumnezeu născătoare, cântăm celui veșnic Aliluia. Cugetarea având-o întărit în Dumnezeu și ținând legea Domnului, în a 40-a zi, când s-au împlinit zilele curățirilor, părinții l-au adus pe Iisus la Ierusalim ca să-L închine lui Dumnezeu și să dea jertfă, precum s-a scris în legea Domnului, pentru care îți cântăm acestea. Bucură-te că pe Făcătorul Lumii într-o plinire a legii în templu din Ierusalim l-ai adus. Bucură-te că acolo cu bucurie de către bătrânul Simeon ai fost întâmpinată. Bucură-te ceea ce între femei una ești curată și binecuvântată. Bucură-te, căci crucea ta, cea cu suferințe împodobită, cu smerenie o ai purtat. Bucură-te că voia cea dumnezeiască niciodată nu ai călcat. Bucură-te, căci prin tine chipul smereniei și al răbdării l-ai arătat. Bucură-te, Maică, al lui Dumnezeul mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Întărită cu putere de sus ai fost la auzul cuvintelor bătrânului Simeon, cel ce ți-a grăit, Maică, a Domnului, iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel
și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Atunci mâhnire mare a străpuns inima născătoare de Dumnezeu, ce a strigat cu durere celui de sus, Aliluia. Având Irod dorință să piardă pruncul, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-aflau de la magi. Însă, din dumnezească poruncă vestită în vis bătrânului Iosif de către Îngerul Domnului, a fugit întreaga familie sfântă în Egipt și acolo a locuit 7 ani până la moartea lui Irod, pentru care îți cântăm cu umilință. Bucură-te că întreaga strâmtorare a călătoriei o ai răbdat. Bucură-te că toți idolii țării Egiptului au căzut pentru cătăria fiului tău, nu au îndurat. Bucură-te că 7 ani printre păgânii cei necredincioși ai locuit. Bucură-te ceea ce alături de bătrânul dulgher în sărăcie ai trăit. Bucură-te că tot timpul trudindu-te ți l-ai petrecut. Bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Ca un vifor a cuprins-o mâhnirea pe Maica Preacurată, când pe drumul de la Ierusalim fiind, copiii lui Iisus nu i-au aflat. Pentru aceasta s-au întors în Ierusalim, căutându-l, și după 3 zile l-au aflat șezând în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Iar mama lui a zis către el, Fiule, de ce ne-ai făcut nou așa? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. Și el a zis către ei, de ce oare să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Iar maica lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte, strigând către Dumnezeu, Aliluia. A auzit a născătoare Dumnezeu că Iisus, străbătând toată Galileea, învăța în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și dămăduind toată boala și toată neputința în popor, și s-a dus vestea despre el în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănoci, și el îi vindeca. Dar tu, Maică, te-ai scârbit cu inima cunoscând că de grabă va veni ceasul când fiul tău se va da jertfă pe sine din pricina păcatelor lumii, pentru care te fericim, Maică, mult pătimitoare, strigând, bucură-te, ceea ce pe fiul tău l-ai dat spre slujirea poporului iudeu. Bucură-te, ceea ce inima o ai avut îndurerată, dar supusă a rămas voii lui Dumnezeu. Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea o ai scăpat. Bucură-te, căci capul șarpului celui de demult l-ai sfărâmat. Bucură-te, ceea ce pentru Dumnezeu te-ai făcut jertfă vie. Bucură-te, cea binecuvântată, Domnul este cu tine. Bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Propovăduind împărăția cerurilor, pe pământ Iisus, vădea mândria fariseilor, cei ce se credeau a fi drepți, iar aceștia, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și, căutând să-l prindă, s-au temut de popor, pentru că îl socoteau proroc. Văzând acestea, Maica lui Dumnezeu se îndurera pentru fiul cel iubit, temându-se să nu-l omoare, și striga cu durere, Aliluia! Văzând unii dintre iudei, învierea lui Lazar, s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus, iar Caiafa, care în anul acela era arhiereu, le-a zis, ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Și din ziua aceea s-au hotărât ca să-l ucidă, iar noi strigăm către tine, Preacurată, bucură-te, că pe al lumii Mântuitor l-ai născut, bucură-te, ceea ce capul mântuirii noastre te-ai făcut. Bucură-te că mai înainte de veci să fii Maica Mântuitorului nostru a fost hotărât. Bucură-te, Maică, ale Dumnezeu, ce cu pătimirea te-ai logodit. Bucură-te, binecuvântată, ceea ce împărăteasa cerului te-ai făcut. Bucură-te, ceea ce pururea prin rugăciunile tale ne ești scut. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Mai întâi propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, iar în urmă vânzător, Iuda, unul din cei 12 apostoli, a mers la arhierei să vândă pe învățătorul său, iar aceștia s-au bucurat foarte
și au făgăduit să îi dea argint. Și tu, Maica lui Dumnezeu, îndurerată pentru fiul tău prea iubit, ai strigat cu amar celui de sus, Aleluia! Strălucita ucenicilor lui Iisus, ultima cină unde învățătorul le-a spălat picioarele, arătând astfel chipul smereniei și le-a grăit, unul dintre voi mă va vinde, cel ce mănâncă pâine cu mine. Dar noi, împreună pătimind cu suferința Maicii lui Dumnezeu, îi strigăm, bucură-te, Maica lui Dumnezeu, istovită de al inimii chin, bucură-te că toate le-ai îndurat în valea aceasta, lină de suspin, bucură-te că în rugăciune liniștea ți-ai găsit, bucură-te bucuria celor scârbiți, bucură-te ceea ce din tina păcatului ești a noastră mântuire. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. La cina cea de taină voin să-și arate Domnului Iisus Hristos iubirea pentru neamul omenesc, binecuvântând, afrând pâinea și dând ucenicilor, a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luând iarăși paharul și mulțumind, le-a dat zicând, bezi în acesta toți, acesta este sângele meu, alegi cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor, mulțumind bunului Dumnezeu pentru negrăita sa milostivire, pentru noi cântăm Aleluia. Semn nou al milostivirii sale a arătat Domnul ucenicilor săi, făgăduind să le trimită pe Duhul Sfânt Mângâietorul, care de la Tată purcede și va mărturisi despre el. Iar ție, Maica lui Dumnezeu, de două ori sfințită de Duhul Sfânt, strigă, bucură-te, ceea ce ești al Duhului Sfânt lăsălași, bucură-te cea în care Dumnezeu cuvântul și-a găsit încăpătoare cămară, bucură-te, ceea ce-ai rodit dumnezeiesc mărgăritar, bucură-te, că ne-ai deschis ușile raiului prin nașterea ta, bucură-te că prin tine semnul milostivirii lui Dumnezeu ne-ai arătat, bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră, străin și amar ne-a fost cuvântul, cum printr-un sărut Iuda l-a vândut pe învățătorul și domnul său, iar roștenii cu căpetenia și slugile iudeilor l-au prins pe Iisus, l-au legat și l-au dus mai întâi la Ana, mai marele preoților, iar apoi la Caiafa, arhiereul. Iar Maica lui Dumnezeu, așteptând împlinirea sfatului aducător de moarte pentru fiul ei, cel iubit, striga celui de sus, Aleluia. Mai mari iudeilor l-au dus cu toții pe Iisus în pretoriu, la Pilat din Pont. Iar Pilat, întrebându-l, le-a răspuns că nu se găsește nicio vină în dânsul pentru care îți strigă unele ca acestea. Bucură-te că de mâhnire inima ți s-a sfâșiat, bucură-te că pentru fiul tău lacrimi ai vărsat, bucură-te ceea ce fără de cârtire, ca o roabă a Domnului, toate le-ai îndurat, bucură-te că ai suferit și ai plâns, bucură-te împărăteasa cerurilor și a pământului, care rugăciunile robilor tăi le primești, bucură-te căci vas plin de harul Duhului Sfânt ești, bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Toate neamurile te fericesc, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, stăpână și Maica izbăvitorului nostru, ceea ce prin nașterea ta ai adus bucurie lumii întregi, iar mai în urmă amărăciune adâncă te-a cuprins, văzând pe fiul tău cel prea iubit, dat spre batjocură bătaie și la moarte, dar noi cu umilință îți aducem cântare ție, prea curată, cântând Dumnezeului celui atotputernic, Aleluia. Ritorii cei mult grăitori nu pot ascune toate patimile îndurate de tine, Mântuitorul nostru, atunci când oștenii, împletind cu nună de spini, ți-au pus-o pe cap și te-au îmbrăcat cu o mantie purpurie zicând, bucură-te, regele iudeilor, și îți dădeau palme, iar noi, Maica lui Dumnezeu, cunoscând suferințele tale, îți strigăm, bucură-te că pe acela pe care l-ai alăptat muncind fiind, l-ai zărit. Bucură-te că în cununarea lui cu spine ai privit. Bucură-te ceea ce cu patimile sale împreună cu el ai pătimit. Bucură-te că părăsit de toți ucenicii săi l-ai știut. Bucură-te că osândit de judecătorii nedrepți l-ai văzut. Bucură-te ceea ce ești curată și prea binecuvântată între femei.
Bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Voind să-L scape pe Iisus Pilat, le-a grăit iudeilor. Avem eu obiceiul să vă eliberăm un întemnițat, voiți să vă eliberez pe regele iudeilor? Iar ei au răspuns zicând, nu pe el, ci pe Baraba. Preamărim pe milostivul Dumnezeu care a dat pe Fiul Său unul născut la moarte pe cruce. Pentru a ne mântui de moartea cea veșnică îi strigăm Aleluia. Zici în grădire fi nouă stăpână celor care suntem istoviți de boli, căci Tu însă ți-ai pătimit auzindu-i pe iudei strigând, răstignește-l, dar acum auzi-ne pe noi cei care strigăm, bucură-te, Maică a milostivirii, care de la cei ce pătimesc cumplit toată lacrima o depărtezi. Bucură-te ceea ce lacrimă de umilință ne dăruiești. Bucură-te că pe cei gata să piară în păcat îi mântuiești. Bucură-te că niciodată nu ai rămas de rușine solin pentru creștini. Bucură-te că ne ești izbăvitoare de patim. Bucură-te ceea ce inimi înfrânte îi dăruiești bucurii. Bucură-te, Maică, ale Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Cântarea prea umilită îi aduce Mântuitorului Lumii, cel ce patim de bunăvoie a primit, iar crucea și-a purtat-o pe Golgota spre răstignire. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, Maica lui și sora Maicii lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată Maica ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Dar tu, Maica lui Dumnezeu, văzând pe Fiul și Dumnezeul tău pătimind pe cruce, strigai celui de sus, Aliluia. Lumina mea, Dumnezeule, mai înainte de veci și Făcătorul la toată făptura, Doamne, cum înduri, pătimind pe cruce, așa grăia plângând Fecioara Preacurată, despre nașterea cea străină. Fiul meu, mai mărită am fost între toate maicile, dar vai mie, privindu-te acum răstignit, mă aprind cu rărunchii. Dar noi, auzind acestea, vărsăm lacrimi și îți strigăm, bucură-te că de bucurii și veselii te-ai văduvit, bucură-te ceea ce pe Fiul tău de bunăvoie pătimind pe cruce l-ai privit, bucură-te mirușeaua care copilul-ți dus ca pe un mer la tăiere l-ai văzut, bucură-te că pe izbăvitorul de rănile Duhului și ale trupului acoperit de răni l-ai zărit, bucură-te ceea ce pe Fiul tău înviat din morți l-ai văzut. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Trimite-ne harul tău, Mântuitorule, prea milostive, cel ce pe cruce Duhul ți l-ai dat și astfel zapisul păcatelor noastre l-ai rupt. Iată, lumina mea cea bună, Dumnezeul meu s-a stins pe cruce, grăia Fecioară tânguindu-se. Grăbește, Iosife, și intră la Pilat, și cere-i să-l scoată de pe cruce pe învățătorul tău. Văzându-te plin de răni, fără de nicio slavă dezbrăcat, pe cruce fiind copilul meu, prin suflet mi-a trecut sabia, după prorocirea dreptului Simeon, spunea Maica lui Dumnezeu strigând, Aliluia! Cântând milostivirea ta, iubitorul de oameni, ne închinăm bogăției milor tale, stăpâne, făptura ta, vrând să o mântuiești, moartea ai primit, grăia preacurată, dar prin învierea ta, Mântuitorule, miluiește-ne pe toți, care cu umilință îi strigăm Maicii tale preacurate, bucură-te, că pe Domnul cel prea bun, fără de suflare, l-ai zărit, bucură-te ceea ce-i sărutat trupul fiului tău preiubit, bucură-te că ai privit la lumina ta cum era străpuns de moarte și dezbrăcat, bucură-te ceea ce apoi mormântui l-ai încredințat, bucură-te că trupul său în giulgiu nou l-ai înfășurat, bucură-te ceea ce l-ai văzut înviat, bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră. O Maică prea lăudată, ceea ce te-ai istovit de amărăciune, stând lângă crucea Fiului tău și Dumnezeului tău, ascultă suspinele și lacrimile noastre, ne izbăvește de mâhniri, de boli și de moartea cea veșnică, pe toți cei ce nădăjduiesc la nespusa ta milostivire și strigă-le Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Alesei Fecioare Maria, cele mai presus de toate fiicele Pământului, Maicii Fiului lui Dumnezeu, pe care l-a dat pentru mântuirea lumii, cu umilință îi strigăm, caut la viața noastră cea munecăjită, amintește-ți durerile și suferințele pe care le-ai îndurat, ca una ce ești de ofire cu noi după milostivirea ta, ca să strigăm ție, bucură-te, Maică, a lui Dumnezeu mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră. Îngerul care binevestise păstorilor din Betleem nașterea Mântuitorului lumii, împreună cu mulțime de oaste cerească, a lăudat pe Dumnezeu zicând slavă întru ceresului Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Iar tu, Maica lui Dumnezeu, neavând unde să-ți pleci capul, căci nu mai era acolo loc de găzduire, ai născut pe fiul tău cel unul născut în peșteră. Cunoscând astfel amărăciunea inimii tale, îți cântăm acestea. Bucură-te, ceea ce pe fiul tău mult iubit, cu suflarea ți l-ai încălzit. Bucură-te, că pe pruncul cel dinainte de veci l-ai înfășurat. Bucură-te, că peștera în cer o ai prefăcut. Bucură-te, ceea ce altar de heruvim te-ai făcut. Bucură-te, că într-o naștere și după naștere fecioară ai rămas. Bucură-te, Maica a lui Dumnezeu, mult pătimitoare, care preface în bucurie întristarea noastră.